O familie cu doi copii din România are nevoie de peste 7.000 de lei lunar pentru un trai decent, arată un studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert. Potrivit studiului, valoarea coșului minim de consum pentru o familie formată din doi adulți și doi copii a crescut cu 4,7% în luna septembrie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, adică de la aproape 7.000 de lei la circa 7.300 de lei. Cea mai mare creștere s-a înregistrat la nivelul cheltuielilor privind locuința, cu aproape 9%. Rezultatele cercetării mai arată că pentru o familie cu doi copii, costurile privind alimentația trec de 1.500 de lei lunar, iar cele totale privind locuința depășesc 2.700 de lei lunar. Pentru educație și cultură, o familie formată din 4 persoane scoate din buzunar lunar circa 570 de lei, pentru produsele de uz casnic și de igienă personală 250 de lei, iar pentru recreere și vacanță circa 245 de lei. Cele mai mici cheltuieli se înregistrează în zona îngrijirii sănătății, însemnând aproximativ 115 lei pe lună. Parlamentul a adoptat în această vară o lege care prevede ca salariul minim brut pe țară să fie calculat în funcție de coșul de consum minim. În prezent, în România, salariul minim net este de aproximativ 1.340 de lei pe lună, adică jumătate din nivelul venitului lunar pentru un trai decent ca o persoană singură și mai puțin de un sfert pentru o familie cu doi copii.